Letinia TV, Nuremberg. Aproape de tine. Un an nou fericit. La mulți ani. Opinia TV, Nuremberg. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de invitatul meu din această seară. În primul rând, ora de consultație. Domnul dr. Badiu Buzea, medic specialist, medicina internă. Domnul dr. Buzea oferă consultații de specialitate, medicina internă și medicină de familie la cabinetul din Rotenburger Strasse 170, Nuremberg. Bună seara, domnul doctor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În seara aceasta, într-o ipostază inedită, nu mai sunt moderatorul, sunt invitatul, dar sper să funcționeze bine. Cu siguranță. În această seară vom discuta mai multe subiecte de medicină internă, cu o prevalență tot mai crescută în rândul pacienților care se adresează medicinii primare. Primul subiect abordat va fi hipertensiunea arterială. Cum este definită hipertensiunea arterială generic și cum sunt definite cele două tipuri de hipertensiune arterială? Generic, definiția hipertensiunii în sine este destul de simplă. Se definește ca acea condiție patologică în care pacientul înregistrează de mai multe ori tensiuni arteriale crescute, respectiv mai mari de 140-90 de milimetri coloană de mercur. Există chiar și la această limită superioară anumite particularități. Există anumite grupe de risc de pacienți, de exemplu pacienții cu un anevrism de aortă, toracal sau abdominal, sau pacienți cu boală arterială periferică, unde limita superioară a tensiunii arteriale este setată un pic mai jos din motive protective, respectiv în jurul lui 125-75 mm coloană de mercur. Așa, ca o scurtă clasificare, putem vorbi de o hipertensiune arterială primară și o hipertensiune arterială secundară. Hipertensiunea arterială primară sau esențială este acel tip de hipertensiune arterială în care nu poate fi decelat o cauză, nu poate fi decelată o cauză determinantă. În acest caz putem vorbi doar de diferiți factori de risc. Dintre factorii de risc am putea enumera factorul genetic. S-a demonstrat statistic că mulți dintre pacienții cu hipertensiune arterială primară au avut părinți sau rude, de asemenea cu această boală. De asemenea, un alt factor de risc important al zilelor noastre îl reprezintă sedentarismul, adipozitatea sau luarea în greutate excesiv este iarăși un factor de risc important legat de dieta destul de dezechilibrată a multora dintre noi. La un moment dat, până la un punct, putem să considerăm și fumatul, mai sunt și alți factori. Hipertensiunea arterială secundară, în schimb, este acel tip de hipertensiune în care avem o cauză, iar cauza aceasta determină valorile crescute de tensiune arterială. Despre hipertensiunea arterială secundară o să detailăm un pic mai încolo pe parcursul emisiunii. Veți avea afișat numărul de telefon, doamnelor și domnilor, unde ne puteți suna în direct, pentru că emisiunea este live, în direct, și chiar îi puteți pune întrebări domnului doctor. Eu v-aș întreba ce se întâmplă când la medic se prezintă un pacient mai tânăr de 40 sau 45 de ani care acuză episoade cu dureri de cap sau amețeli, adică hemoragia aceasta nazală. Ce se întâmplă cu el?
se întâmplă următoarele lucruri. Trebuie să ne gândim că ar putea avea o hipertensiune arterială la început. În stabilirea strategiei de viitoare analize de laborator și de alt tip, vârsta reprezintă un factor important. Până la vârsta de 40-45 de ani, este întotdeauna posibilă o hipertensiune arterială secundară și de aceea trebuie luată în calcul ca și diagnostic diferențial. După vârsta de 40-45 de ani, marea majoritate a pacienților la care se diagnostichează această boală vor avea forma primară sau esențială, la care nu mai este necesară o serie specifică de analize pentru identificarea unei cauze, ci unde se poate face într-o etapă următoare pur și simplu o ecografie cardiacă și se poate începe un tratament specific. Dar să ne reîntoarcem la pacientul tânăr cu vârsta până în 40-45 de ani. Bun, în primul rând se începe cu anamneza. La anamneză îl vom întreba în primul rând dacă are un aparat de măsurat tensiunea acasă, el sau o rudă care are această boală și dacă în momentele în care a simțit dureri de cap accentuate sau i-a curs sânge pe nas sau a avut episoade cu amețeală, a măsurat tensiunea arterială. Și dacă a măsurat-o, chiar dacă pare greu de crezut, în ziua de azi sunt mulți pacienți care chiar o fac protocolat și vin chiar la prima prezentare la medic cu o listă pe care și-a notat valorile tensiunii arteriale în ultimele 2-3 săptămâni, ceea ce este de foarte mare ajutor. Dacă nu a măsurat-o, o să măsurăm tensiunea arterială la cabinet și vom vedea dacă are o valoare de repaus, în condiții în care pacientul spune am stat înainte jumătate de oră în sala de așteptare, nu am făcut efort, până să vin aici nu am mers pe bicicletă, am venit cu metrou. Deci o tensiune arterială măsurată în condiții de repaus, așa cum se face conform guideline-ului european, care arată o valoare nu neapărat foarte crescută, poate fi numai moderat crescută, să zicem un 160 cu 90 sau 100 mm coloană de mercur, atunci putem să punem diagnosticul de tensiune, de hipertensiune arterială. Fiind un pacient tânăr, până în vârsta de 40-45 de ani, bineînțeles că se va aduce în discuție, în primul pas, posibilitatea existenței unei hipertensiuni arteriale secundare. Hipertensiunea arterială secundară are în principal trei posibile cauze sau trei boli care o pot cauza. O primă cauză poate fi feocromocitomul, o a doua cauză boala Cushing și o a treia posibilă cauză ar putea fi o stenoză de arteră renală unilateral pe o parte sau la ambii rinichi. În cele ce urmează o să vă prezint un pic cele trei boli. Feocromocitomul este, poate să fie, sau putem să-l definim mai mult ca un sindrom, el fiind definit printr-o supraproducție de catecolamine, da? Deci hormonii de stres acut sau mai pe românește, cum știe toată lumea, adrenalina. În realitate, epinefrină și norepinefrină. Această boală apare ori în cazul unei tumori benigne sau maligne a unei glande suprarenale sau a amândorora, ori în cazul unei așa numite hiperplazii, deci o creștere în volum și o creștere a funcției glandelor suprarenale. Glandele suprarenale sunt două glande mici care se găsesc la polul superior al fiecărui rinichi. În cazul unui feocromocitom vom face un test și anume vom încerca să dozăm epinefrina, norepinefrina și metanefrinele, care sunt niște metaboliți, deci niște produși rezultați după ce epinefrina și norepinefrina sunt eliberate în sânge și fac treaba lor, după care ele vor fi catabolizate și rezultă niște produși reziduali, așa numiți metaboliți, aceste metanefrine.
Acestea vor fi măsurate în urina din 24 de ore. Deci pacientul va trebui să strângă urina într-un, să spunem, container special. Pe ultimele 24 de ore va fi adus la cabinet și va fi trimisă la laborator pentru analiză. Probabil că unii telespectatori se întreabă de ce nu măsurăm adrenalina direct în sânge, să vedem dacă e crescută sau nu. Motivul e foarte simplu. Fiind un hormon de stres acut, are o secreție pulsatilă. Și de aceea, dacă pacientul a avut un stres mic pe stradă sau o ceartă sau o problemă înainte de prezentare și ajunge destul de repede la medic, îi se ia sânge, în contextul stresului acut poate să aibă o valoare mare care să fie înșelătoare. Asta nu înseamnă neapărat că ar avea o problemă. Sau pe o perioadă între stresuri poate avea o valoare foarte mică în sânge, ceea ce nu înseamnă că nu are un feocromocitom. De aceea se folosește măsurarea acestor substanțe în urina din 24 de ore pentru a avea o imagine a secreției acestor substanțe la nivel global și pe o perioadă definită de timp, nu doar o imagine instantanee la un anumit moment. O a doua cauză posibilă a hipertensiunii secundare o reprezintă boala Cushing. Boala Cushing reprezintă o supraproducție de cortizol. Cortizol producem toți în organism. Cortizolul este un hormon de stres cronic și de aceea, la fel ca și în cazul feocromocitomului, fiind un hormon de stres, are o secreție relativ pulsatilă și atunci nu are sens dozarea lui în sânge, ci se va face tot la fel, măsurarea se va strânge urina pe 24 de ore și vom măsura cortizolul în urina strânsă în 24 de ore și vedem, există un interval normal, dacă este peste acest interval înseamnă că există indiciu de boală Cushing. În cazul bolii Cushing, dacă această analiză este pozitivă, ce se mai poate face la un cabinet de medicină internă? Se poate face o ecografie abdominală în care vom încerca să ne uităm un pic mai bine la rinichi și mai ales la polul superior al rinichilor. Dacă este vorba de o hiperplazie destul de pronunțată a glandelor suprarenale sau de o tumoră destul de pronunțată, atunci putem să avem încă un indiciu în acest sens de boală. Sindromul Cushing poate avea însă și ca și sursă a problemei și o sursă și glanda hipofiză de la nivel cerebral. Glanda hipofiză producând un hormon care reglează glandele suprarenale. Dacă există o tumoră, de obicei benignă, a hipofizei, un adenom, care produce în exces un hormon numit ACTH, atunci suprarenalele vor produce mult, vor fi biciuite de acest hormon și vor produce cortizol în exces. Deci, ca și pas următor în diagnostic, în acest caz, dacă există indicii din primele două etape, se poate face un remene cranial pentru a se măsura glanda hipofiză și un remene abdominal pentru a se vedea, având ca și țintă, glandele suprarenale. În cazul feocromocitomului, am uitat să precizez un pic mai înainte, ca și analize suplimentare, în cazul unei analize pozitive a metanefrinelor în urina din 24 de ore, se poate face la fel o ecografie abdominală la cabinetul medical sau la medicul de prim contact și mai departe se poate scala diagnosticul în direcția unui remene abdominal, la fel cu focus pe glandele suprarenale. A treia patologie care poate fi cauzatoare de hipertensiune arterială secundară o reprezintă stenoza de arteră renală. Rinichiul are un rol important sau chiar esențial în reglarea tensiunii arteriale în corp.
Dacă din vari motive există o îngustare a arterei renale, de exemplu, pot fi plăci aterosclerotice, deci plăci de colesterol și trombocite, la fel ca în orice vas din corp, da? Cum se pot întâmpla și în inimă sau în cap, sau vorbim de o vasculită, da? O boală autoimună a vaselor de sânge, poate apărea o îngustare, iar rinichiul, când în momentul în care vasul care aduce sânge spre el, artera, este îngustat și are senzația că aportul de sânge care vine spre el nu este suficient sau este diminuat, va activa anumite mecanisme hormonale sau umorale pentru a crește tensiunea arterială și implicit a crește aportul de sânge spre el. În acest caz, dacă bănuim o stenoză de, sau dacă vrem să cercetăm o stenoză de, o posibilă stenoză de arteră renală, putem să dozăm în sânge așa numitul indice aldosteron renină și putem să facem o ecografie abdominală, mai precis o Doppler, o sonografie Doppler a vaselor renale. Sonografia Doppler a vaselor renale, a arterelor renale, presupune pe de o parte un pic de experiență, nu este chiar ușor, fără experiență de făcut acest lucru, iar pe de altă parte presupune și condiții de examinare favorabile. Una din condiții este ca pacientul să nu fie supraponderal sau să înceapă să aibă o adipozitate gradul 1-2 relativ marcată, pentru că atunci e foarte dificil de văzut arterele renale și de măsurat anumite gradiente de presiune pe ele. O a doua condiție ar fi să nu existe meteorism, să nu existe așa zisă balonare, pentru că iarăși îngreunează foarte mult diagnosticul. Dacă totuși reușim și facem măsurătoarea și avem gradiente de avem viteze crescute, măsurăm viteze crescute pe artere renale și avem suspiciune crescută pentru o stenoză renală, următorul pas îl reprezintă o imagistică avansată, respectiv ori se poate face un computer tomograf cu substanță de contrast pentru a vedea mai bine arterele renale, se poate face și un angio RMN, iar dacă pacientul se află în spital, eventual într-un spital care are și o secție de cardiologie cu laborator de cateterism, se poate face un cateter și în loc să se meargă cu cateterul până sus în inimă, se oprește cateterul un pic deasupra buricului în aortă, se pompează un pic de substanță de contrast și se văd foarte bine arterele renale. Cam astea ar fi principalele cauze de hipertensiune arterială secundară care sunt luate în calcul și care trebuie un pic cercetate în cazul unui pacient tânăr. Domnule doctor, dacă ne întoarcem la pacienții cu hipertensiune arterială primară, cum ar începe tratamentul antihipertensiv? La pacienții cu hipertensiune arterială primară, tratamentul antihipertensiv, conform guideline-ului din european din 2017, se începe întotdeauna cu două preparate, deci nu mai este acceptată monoterapia. Deci avem două seturi de medicamente cu care putem să începem clasic. Un set prezintă inhibitorii de enzimă de conversie sau ca și substanțe ramipril, perindopril, sau putem să folosim un inhibitor de receptor al angiotensinei 1 sau generic se numește sartan. Aici cel mai cunoscut probabil fiind candesartanul, mai avem valsartanul și aici sunt 3 sau 4 preparate. Din al doilea set putem alege un diuretic eventual nu foarte sus dozat,
Putem să începem cu hidroclorotiazidă. Să zicem un 12,5 mg pe zi. Aici au fost discuții în ultimii ani vis-a-vis de hidroclorotiazidă, că la doze un pic mai mari, cam de la 25 în sus, ar putea produce un tip de cancer de piele. De aceea recomandările sunt în ultima perioadă, ca înainte de a recomanda unui pacient hidroclorotiazidă, să se facă un pic de anamneză privind eventuale leziuni ale pielii. Dacă cineva în familia pacientului a avut cancere de piele sau probleme de genul ăsta, sau dacă există leziuni suspecte, nevi sau alte leziuni, sunt ei să fie clarificate de un dermatolog înainte de a se prescrie hidroclorotiazida. Un alt diuretic care se poate folosi. Se poate folosi un furosemid, nu foarte sus dozat, sau torasemid. Sau dacă pacienții sunt persoane active și au anumite joburi care nu permit administrarea unui diuretic chiar în doză mică, de exemplu un șofer de camion sau un șofer de tir sau alte tipuri de astfel de meserii în care pacientul se ferește și spune totuși nu vreau să risc să mă trezesc că în timpul serviciului trebuie să merg de 3 ori la toaletă. Atunci folosim un blocant de canal de calciu, clasic amlodipină, avem dintre preparatele noi nitrendipinul și cam așa se pornește. Din păcate, în continuare, sunt mulți pacienți la care se pornește tratamentul hipertensiunii arteriale ca și monoterapie, ceea ce nu mai corespunde standardelor în ziua de azi. Din păcate, sunt mulți pacienți care primesc în schema de start a tratamentului, deci la primul contact, când se inițiază acest tratament antihipertensiv, un beta-blocant, da? Din familia metoprolol sau alte beta-blocante și mai rău, cardioselective. Beta-blocantul, ca și idee, este folosit în principiu pentru a scădea travaliul cardiac, a scădea necesarul de oxigen al unei inimi care are probleme structurale, da? Generic are o cardiomiopatie. Cardiomiopatia poate să fie ischemică, să spunem, un termen foarte întâlnit în România. Există și cardiomiopatie dilatativă, Fabre, există mai multe tipuri de cardiomiopatie hipertrofică. Dar, în principiu, beta-blocantul, mesajul de luat acasă este beta-blocantul la un pacient cu hipertensiune arterială la care se inițiază un tratament și care nu are o boală structurală de inimă, nu prea are ce să fie în formula de start. Eu sper că întrebările care au fost puse v-au ajutat foarte mult în această seară. Și haideți să trecem la al doilea subiect. Dacă nu vă supărați, Da. am putea un pic să mai detailăm pe hipertensiunea secundară vis-a-vis de tratamentul în Da. hipertensiunea secundară, ce facem în aceste situații. Cu mare drag. Hipertensiunea secundară am lăsat-o un pic așa în aer. V-am prezentat un pic mai înainte cele 3 posibile cauze. Acum putem să detailăm un pic și tratamentul. Nu intrăm foarte mult în detalii, doar un pic teoretizăm. În cazul feocromocitomului, deci în primul rând, într-o hipertensiune secundară, la care deja am stabilit care este cauza, începem un tratament antihipertensiv clasic. Se începe după schema clasică, prezentată un pic mai devreme ca și la hipertensiunea arterială primară. Cu singura mențiune, în cazul feocromocitomului se asociază de la început la formula terapeutică de start un așa numit alfa-blocant. Asta este specific tratamentul acestei boli și feocromocitomul declanșator de hipertensiune secundară va fi tratat perioperativ, adică o săptămână sau două înainte de operație și o săptămână sau două după, cu un beta-blocant, iarăși o excepție
a folosirii beta-blocantului în tratamentul hipertensiunii arteriale secundare. La pacientul la care s-a diagnosticat un feocromocitom, ori că s-a făcut la nivel de medicină internă, ori că pe o suspiciune destul de pronunțată a fost trimis la un endocrinolog și endocrinologul a stabilit diagnosticul definitiv. În principiu se va indica o operație, da? O așa numită adrenectomie, adică vor fi extirpate glandele suprarenale sau tumora, dacă e vorba de un feocromocitom ca și tumor benignă sau malignă. În cazul unei tumori va fi trimis la examen histopatologic pentru a se stabili natura ei. În cazul bolii Cushing avem mai multe opțiuni. Dacă este o boală Cushing care a fost declanșată de un adenom de hipofiză, acea glandă mică intracerebrală situată intracraniană, despre care v-am povestit un pic mai devreme, atunci avem ca variante o variantă medicamentoasă cu așa numiții analogi de somatostatină sau se face o operație transnazală, transfenoidală, va fi practică această mică glandă operată. În cazul în care boala Cushing nu se datorează hipofizei, ci se datorează tot acestor glande suprarenale, se va practica, endocrinologul va stabili indicația chirurgicală, dacă va hotărâ că trebuie operat, se va lua legătura cu chirurgul și vor fi operate glandele suprarenale exact ca și în cazul feocromocitomului. În cazul stenozei de arteră renală, avem ca și posibilitate de lucru așa numit PTA. PTA reprezintă o angioplastie percutană transluminală. Asta înseamnă se face cateter. Cateterul se face ca pas 2, după cateterul făcut ca și diagnostic sau în același pas cu cateterul făcut ca și diagnostic. Se intră cu dratul în artera renală cu probleme, se face o dilatare cu un balon sub presiune negativă, se poate plasa un stent, după care după stent este necesar un tratament cu aspirină și clopidogrel 6 până 12 luni, după care pacientul va lua cel mai probabil, în cazul acestor plăci ateromatoase, aspirină toată viața, iar alături va lua și o statină ca să inhibe evoluția unor plăci ateromatoase noi sau pe viitor. În principiu cam asta am vrut un pic să mai adaug vis-a-vis de hipertensiune arterială secundară și cred că putem să trecem la al doilea, subiectul 2. Dacă doriți să aflați mai multe sau dacă doriți să mergeți la cabinetul domnului doctor din Rotenburger Straße 170 în Nürnberg. Să trecem la subiectul acesta al doilea, subiect de medicină internă al serii și anume diareea cronică. Cum exact definim această diaree cronică? Sindromul de diaree cronică nu este nici rar, nici des întâlnit, dar nici atât de rar pe cât s-ar putea crede. Ca și definiție, se definește ca o persistență mai mare de 4 săptămâni, a cel puțin 3 scaune moi sau diareice pe zi. Asta este definiția sindromului de diaree cronică sau a diareei cronice. Dacă un pacient vine la dumneavoastră, la cabinetul medical, și anamnestic, să spun bine, să nu greșesc, există indicii pentru o diaree cronică. Ce faceți dumneavoastră mai departe pentru a clarifica cauza acesteia? Ok, în primul rând începem cu anamneza. Diareea cronică, chiar și din punct de vedere al anamnezei, este de multe ori relativ dificil de
eludat. În ce sens? Definiția spune mai mult de 3 scaune, moi pe zi, mai mult de 4 săptămâni. Sunt rare cazurile în care vine pacientul și spuneam de 4 săptămâni și 3 zile, din când în când 3 scaune, din când în când 4 scaune moi. De cele mai multe ori, pacientul vine și spune am de mai mult timp, 2, 3, 4 săptămâni, scaune moi, iar în multe cazuri apar, pacienții povestesc și despre perioade de remisiune. Adică are o perioadă, o săptămână, această problemă, o zi, două e mai bine, dar iarăși nu poate să spune exact, e mai bine că nu mai are deloc diarie sau e mai bine că are numai un scaun moale pe zi, după care iarăși se accentuează problema. Dar să zicem că vine un pacient și din anamneză reiese că ar fi indicii pentru o diaree cronică. În primul rând se începe cu anamneza. Pacientul este întrebat dacă a luat antibiotice în ultima perioadă. Se știe faptul că antibioticele pot declanșa o diaree sau o gastroenterită sau o enterocolită până la 3 săptămâni de la ultima zi de tratament antibiotic. De asemenea, pacientul este întrebat dacă lucrează în anumite zone de risc unde se întâlnesc destul de des anumiți germeni rezistenți care pot produce fenomene de diaree cronică, de exemplu, azilele de bătrân, da? Unde pot exista pacienți cu tulpini rezistente de Clostridium, faimosul Clostridium. Sau dacă în familie sunt persoane în vârstă cu astfel de probleme, sau dacă în familie au fost în ultima perioadă persoane care au avut diaree, e posibil ca o persoană să fie avut diaree din familie și să fie evoluat ca și o diaree acută cu evoluție bună și remisiune spontană cu tratament simptomatic în 4-5 zile, dar să fi selectat o tulpină sau pacientul să fi luat o tulpină și să fi selectat o tulpină rezistentă și la el să nu mai fie evoluția atât de favorabilă ca la membrul respectiv de familie. Deci începem cu anamneza. După ce am terminat cu anamneza, putem să recoltăm un pic de sânge. Ce am putea să recoltăm? Am putea să recoltăm o hemogramă. Am putea să recoltăm marcării de inflamație clasici, respectiv proteina C reactivă și LDH-ul. Și am putea să recoltăm chiar și un parametru pentru tiroidă. Și o să vedem mai târziu de ce și tiroida poate juca un rol important. După ce îi se recoltează pacientului sânge, acesta va primi la cabinet și un borcanel sau un container special pentru scaun și va aduce o probă de scaun. Înainte de a escala diagnosticul spre diagnostice mult mai complicate, da? Deci boli cronice inflamatorii, intoleranțe sau alte povești, prima treaptă reprezintă întotdeauna găsirea unei cauze infecțioase sau excluderea unei cauze infecțioase. Noi în Germania testăm ca și rutină 5 bacterii, 5 patogeni, clostridiile, apoi Campylobacter, Shigella, Yersinia și Salmonella. Sunt cele 5 bacterii care le testăm de rutină. După care pacientul primește borcanelul și urmează să se întoarcă și să discutăm primul set de analize, vedem ce iese. Să presupunem că este diagnosticat la început cu o colită infecțioasă. Ce atitudine terapeutică va fi abordată? La o colită infecțioasă, atitudinea terapeutică depinde flagrant între diareea acută și diareea cronică. Deci pe o enterocolită acută se recomandă întotdeauna, chiar dacă rezultatul de la laborator vine cu precizarea clară a germenului, chiar dacă există o antibiogramă care ne arată din start la ce este sensibil patogenul respectiv, în enterocolita acută, întotdeauna de primă intenție este tratamentul simptomatic și niciodată nu se dă ca și primă intenție antibiotic. Tratament simptomatic însemnând recomandări de dietă,
recomandarea unui aport suficient de lichide și eventual ceva loperamid. În cazul unei cauze infecțioase diagnosticate în cadrul unei diaree cronice, situația se schimbă. Dacă primim rezultatul, este o bacterie, avem antibiogram, atunci putem să pornim țintit cu antibioticul. Cele mai frecvente bacterii care dau sindrome de sau dau diaree cronică sunt clostridiile. Clostridiile, tratamentul antibiotic la clostridii este cam singurul reglementat prin guideline european. Există 4 linii de tratament și se escalează în funcție de evoluția clinică a pacientului. În cazul celorlalte bacterii, se poate antibioticul e la alegerea medicului în funcție de antibiogram. Ce ne arată analizele de sânge? Analizele de sânge ne pot arăta foarte multe lucruri interesante. Începem cu o hemogramă. La o hemogramă ne uităm în principiu după 3 aspecte la un astfel de pacient. Ne uităm să vedem leucocitele. Un număr crescut de leucocite sugerează de obicei o cauză infecțioasă. Leucocitele trebuie precizat un pic între paranteze. La o diaree cronică nu prea mai sunt crescute. Ele de obicei cresc în fazele acute ale bolii. Ne uităm la eozinofile. Există așa numita enterocolită eozinofilică și număr crescut de eozinofile poate trage un semnal de alarmă în direcția aceasta. Și în ultimul rând ne uităm la hemoglobină și la aspectul eritrocitelor. O anemie care este microcitară și în care eritrocitele sau și hipocromă, în care eritrocitele sunt slab colorate, deci o anemie care sugerează un deficit de fier sau o anemie feriprivă, se asociază foarte des cu o boală Crohn, care este o boală cronică inflamatorie a tractului digestiv și este una din cauzele frecvente de sau una din cauzele destul de frecvente ale diareei cronice. Dar despre asta o să detailăm mai târziu un pic. Ce mai putem să vedem în sânge? TSH-ul. Dacă TSH-ul este crescut, se sugerează o funcție scăzută a tiroidei, respectiv o hipotireoză. Hipotireoza, dacă TSH-ul este scăzut, se sugerează o funcție crescută a tiroidei, respectiv o hipertiroidie, iar hipertiroidia se poate asocia cu un tranzit intestinal mai accelerat și cu scaune mai moi sau diareice, pe lângă alte simptome. Markerii de inflamație de obicei cresc în faze acute și mai cresc în puseile acute de boală Crohn sau colită ulceroasă sau ulcerohemoragică. Pentru că ați pomenit de boala aceasta, boala Crohn și colita ulcerohemoragică, puteți să detaliați un pic? Boala Crohn și colita ulcerohemoragică sunt două boli din categoria bolilor cronice inflamatorii ale tubului digestiv. Ele sunt în principiu foarte diferite. Boala Crohn poate afecta întreg tubul digestiv, deci de la gură, bine, sunt câteva cazuri menționate în literatură cu afectare la nivelul gurii, până la anus. Colita ulceroasă sau ulcerohemoragică afectează strict colonul. De asemenea, există și diferențe mari din punct de vedere histologic, dar aceste boli inflamatorii au anumite puncte comune la nivelul simptomaticii. Aceste boli inflamatorii în puseile acute produc scaune moi, diareice, pot apărea scaune cu sânge și iarăși relativ tipic mai sunt durerile abdominale sau de burtă.
Despre aceste mai mult momentan nu detailăm, să sperăm că vom avea ocazia să discutăm cu un gastroenterolog într-o emisiune viitoare mai pendelete acest capitol al bolilor cronice inflamatorii ale tubului digestiv. Deci, dacă doriți să mai puneți întrebări, vă rugăm să ne sunați la numărul de telefon care va fi afișat pe ecran. Domnul doctor, ce se întâmplă dacă la coloscopie nu se observă cu ochiul liber nicio leziune, dar calprotectina a fost pozitivă? Deci calprotectina este un... Să explicăm un pic ce este calprotectina. Exact. Calprotectina este un parametru de inflamație al mucoasei colonului care se măsoară în scaun. Principiul este relativ simplu. Aceasta este o substanță, să zicem, care se găsește în interiorul celulelor mucoasei colonului. În momentul în care apar fenomene de inflamație, apar distrugeri la nivelul mucoasei, celulele prin distrugere își vor vărsa conținutul în interiorul colonului și atunci crește concentrația calprotectinei în scaun. Calprotectina crescută în sine nu sugerează decât un fenomen inflamator și atât. Calprotectina nu poate să dea indicații mai departe privind cauza inflamației, dacă este de natură infecțioasă sau nu. Bun. Să spunem că avem un pacient, i-am făcut calprotectina, a ieșit crescută. Înainte am făcut toate testele de care am pomenit. Markerii de inflamație sunt ușor crescuți. Analiza microbiologică a scaunului nu a evidențiat niciun patogen. Și atunci intră în discuție, poate că e o boală Crohn sau poate că e o colită ulcero-hemoragică. În aceste condiții, bineînțeles că se recomandă o pancoloscopie, asta înseamnă pancoloscopie, înseamnă coloscopia întregului colon și inclusiv a ultimilor 20 de centimetri din intestinul subțire sau din ileon. Facem coloscopia. La această coloscopie putem să observăm leziuni specifice sau putem să nu vedem nimic. Și asta este adevărat. În cazul bolii Crohn, de multe ori vedem zone eritematoase sau zone inflamate, roșii, și atunci clar că vom face biopsie exactă țintită din zonele respective. În cazul colitei ulcero-hemoragice vom vedea zone ulcerate, sângerânde. Și vom încerca să luăm biopsie din zona respectivă. Bun, ne uităm și nu vedem nimic pe monitor. În cazul acesta nu înseamnă că pacientul nu are nimic sau coloscopia se încheie în punctul ăsta, ci se vor face biopsii randomian din fiecare segment al intestinului gros, precum și din zona de ileon terminal, acei ultimi 20 de centimetri care am spus că pot fi vizualizați cu colonoscopul. Putem avea surpriza ca, deși macroscopic, să nu fie nimic, pe biopsia din zona terminală a intestinului subțire să găsim dovezi la examenul patologic pentru o boală Crohn, sau putem să avem surpriza să găsim indicii histopatologice pentru o așa numită colită ulceroasă. O colită microscopică. Colita microscopică, așa cum îi spune și numele, este o colită ce nu poate fi detectată cu ochiul liber prin mijloace imagistice, dar poate fi detectată la microscop, da? Prin examen histologic. Colita microscopică are anumite, e și ea la rândul ei de două tipuri, nu mai intrăm în detalii, are anumite tratamente specifice, morbus, boala Crohn și el la rândul lui are un tratament specific dacă este diagnosticat și cam astea sunt variantele în caz că la coloscopie nu se vede nimic. Deci, totuși, chiar dacă nu se vede nimic, se fac biopsii, se iau probe, adică nu se scoate colonoscopul.
e povestea. Și totuși, dacă există testul acesta microbiologic care este negativ, o boală cronică, inflamatorie intestinală a fost exclusă. Ce variante au mai rămas? Trebuie mai departe, bun, deci mergem pe premiza, nu avem o cauză infecțioasă, nu avem o boală cronică inflamatorie intestinală. Începem și explorăm pe zona de intoleranțe. În principiu, de rutină, se explorează intoleranța la lactoză și intoleranța la gluten sau boala, așa numită boală celiacă. Intoleranța la lactoză, și aici, se întreabă un pic pacientul, anamneza joacă un rol destul de important, dacă consumă produse de lapte, cu lapte, cafea cu lapte, torturi, lactoză găsim și în mezeluri în ziua de azi. În principiu, dacă consumă lactate sau produse pe bază de lapte, dacă după aceea apar fenomene de balonare, de dureri abdominale, diaree, deci poate fi un indiciu prețios. Ca și parte tehnică, avem testul de măsurare a hidrogenului în aerul expirat sau avem testul de măsurare a dinamicii glicemiei, lucru care îl fac și eu la cabinet. Principiul de funcționare este următorul. Pacientul nu trebuie să mănânce și să bea nimic decât apă simplă de robinet în ultimele 12 ore înaintea începerii testului, după care îi se va administra o soluție standardizată de lactoză. Persoanele care au suficient enzimă în intestin sau lactază vor sparge molecula de lactoză în glucoză și galactoză. Glucoza se va absorbi în sânge și atunci noi măsurăm timp de 4 ori la interval de jumătate de oră dinamica glicemiei sau a glucozei în sânge. La o persoană normală ea trebuie să crească. Dacă nu crește, înseamnă că respectivul nu are suficient enzimă, nu sparge lactoza în glucoză și galactoză, nu se absorbe glucoză și atunci are o intoleranță la lactoză. Intoleranța la gluten sau boala celiacă poate fi explorată prin două metode. Putem să facem autoanticorpii în sânge pentru cei cărora le e frică să facă o gastroscopie sau o endoscopie digestivă superioară, cum se numește în România. Avem trei autoanticorpi, antigliadina, care e cel mai vechi, nu prea se mai folosește, ce folosim momentan cu o specificitate de aproape 99% este autoanticorpii anti-endomizium și mai folosim antitransglutaminază tisulară. Un diagnostic iarăși de mare finețe și de certitudine 100% se pune prin intermediul endoscopii, se merge cu endoscopul în duoden, se iau probe. Există modificări histologice tipice pentru boala celiacă, așa numită atrofia criptelor, și atunci avem diagnosticul 100%. Avantajul gastroscopiei ar fi că dacă facem o gastroscopie sau o endoscopie digestivă superioară ca să căutăm un pic în direcția unei intoleranțe de gluten sau unei boli celiace, putem în același timp pe probele bioptice să ne uităm, de exemplu, după indicii pentru o boală numită boala Whipple. Boala Whipple este o colonizare excesivă sau anormală cu o bacterie care la un moment dat e patogenă, Prima Whipple. Dacă avem diagnosticul pozitiv, putem să începem în cazul bolii Whipple. Tratamentul este antibiotic, se face cu penicilina G sau cu amoxicilina. La vârste mici, copii, se face și cu cotrimoxazol. Aici aș face o paranteză, sunt anumite sau m-am întâlnit cu anumite cazuri interesante.
Bara Whipple, în care pacientul venea și spunea am balonări, am scaune moi, o gastroscopie sau o endoscopie superioară nu fac pentru că mi-este frică. Și la un moment dat avea o infecție urinară sau o problemă. Și luam amoxicilină cu acid clavulanic, amoxclav, sau avea o infecție respiratorie superioară și lua o amoxicilină cu acid clavulanic. Bun, trecea infecția respiratorie superioară sau urinară sau care era problema și pacientul venea la cabinet și spunea, bun, mi-a trecut asta, dar sunt foarte fericit că nu mai am nici probleme cu diareea și cu durerile de burtă. Deci, boala Whipple poate să fie o boală destul de răspândită. Ea, în practică, oficial se diagnostichează destul de rar, dar probabil e și un pic sub diagnosticată. În încheiere, aș încheia cu așa numita insuficiență exocrină pancreatică, un termen foarte academic. Pancreasul, ca să spunem așa, are două bucăți foarte bine interconectate, care asigură cele două funcții, funcția endocrină, secreția de insulină, și funcția exocrină, secreția de enzime care prelucrează grăsimile și proteinele în tractul digestiv. O insuficiență de pancreas exocrină înseamnă mai puține enzime în tubul digestiv, o prelucrare proastă a grăsimilor și a proteinelor, caz în care apar scaune grăsoase, moi și dureri abdominale. Aceste cauze în sine nu reprezintă o diaree cronică, iar insuficiența pancreatică exocrină nu este o cauză de diaree cronică, dar în Germania s-a etablat un pic ca atunci când se face un diagnostic de clarificarea unei diaree cronice, să se facă automat și un pic de analize de laborator în direcția unei insuficiențe pancreatice exocrine. Pentru că de multe ori există surpriza, chiar nu găsești nimic în direcția diareei cronice ca și cauze în sine, și să măsori o elastază, o valoare scăzută a elastazei în scaun. Practic, cam asta este analiza de laborator care se face în cazul unei, dacă se bănuiește o insuficiență pancreatică exocrină. Și atunci, practic, s-a pus diagnosticul, pacientul va primi așa numită pancreatină. Pancreatina generic are mai multe denumiri comerciale, dar în sine reprezintă un extras de pancreas de porc bogat în aceste enzime și se observă că pacientul începe să ia la fiecare masă principală o tabletă de pancreatină și simptomatica se ameliorează brusc sau dispare. Deci, insuficiența exocrină pancreatică nu e o cauză de diaree cronică în sine, pentru că nu produce scaunele acestea grăsoase și moi nu sunt în sine scaune diareice, dar se analizează standard împreună cu celelalte cauze de diaree cronică. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat în această emisiune și sperăm, doamnelor și domnilor, că subiectele care au fost în această seară, două subiecte foarte interesante pentru dumneavoastră, au ajuns puțin la urechile dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Iar eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați explicat atât de clar. Cei care înțeles au fost lucruri și pentru mine foarte importante. Mulțumim în primul rând producătorului nostru, domnului Robert Otto Adams și echipei de producție Promovio. Fără efortul acestor oameni minunați, acest proiect pentru românii de pretutinderi nu ar fi posibil. Vă dorim o seară minunată și la revedere! O seară plăcută în continuare!
Opinia TV, Nuremberg. Aproape de tine.